Afirmații sunt importante să fie repetate nu numai în alfa și în teta, dar și în timpul zilei în beta. În gând, mental, da? În gând. Nu trebuie să le rostești cu voce tare. Dar e foarte important frecvența, foarte importantă frecvența să fie cât mai des repetată acea afirmație. Dar ori de câte ori îți aduce aminte. Că stai la un, la un calculator, că ești la volanul mașinii sau că mergi pe jos undeva sau că ești într-o pauză, repetă-ți afirmațiile acelea. De ce este important asta și de ce începe să funcționeze? Pentru că tot ce este repetitiv e foarte important pentru subconștientul nostru și creierul nostru și îi atrage atenția. Și în momentul în care acel lucru îi atrage atenția și este repetitivă, este și importantă, el începe să se conformeze acelei afirmații. Și implicit începem să modificăm structura din subconștient.